Bine v-am găsit la un nou car vlog. Uitați ce avem aici. Avem un M550 G30. Mașina este o bestie, băieți, și astăzi facem un car vlog cu ea. Deci mi se pare genială cum arată. Mașina este cam extra full, o mașină foarte, foarte tare. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like și o să vedeți acum mai multe. După cum vedeți, suntem în mașină, suntem aici cu Codrin. Salut, Codrin. Salut. Am să vă las în descrierea acestui video și ca în lui. El este proprietarul mașinii și o să vedeți mai multe videouri cu mașina. Haideți să vedem, să-i dăm și o cheie. Da. Un preț corect, da. Bă, hai să pun și centura. Uitați, avem și centuri cu cusături. Avem dem. Și centuri. Da. Zic să-mi pun. Mamă, cum arată. E mișto de tot. Știi, mă, să o conduci. Da. Ar fi trebuit să-mi fac și oglinzile. Stai să dau pe asta mai în jos puțin. Nu stric ca băiatul lui. Stai să... Că ai memorie. Gata. Băi, dar ce-am simțit că e de afară sunetul. Așa, Codrin, spune-ne câteva vorbe despre mașină. Cum ți se pare ție mașina asta? De cât timp o ai? O am de... din februarie anul ăsta. Da? Ai luat-o de nou? Da, nouă. Mamă, puteți zice centură. Și cât ai dat... Adică, nu o să întreb că cât ai dat pe ea, cam cât valorează mașina asta? 140 ceva de mii. Mașina este full? Da. Adică se mai putea pune ceva? Văd că ai cel mai... Ai Bowers & Wilkins. Păi am toate pachetele. Da. În afară n-am funcția de TV și tabletele în spate și sacul de schiuri. Da, părerea chiar e important. Da. Și n-am, nu fumez și nu am pachet de fumători. În rest am tot. Deci nu o cumpăr grasurile, deci să se note, nu, nu dau banii pe. Câți care mașina are 400 de cai și da, câți Nm? 760. Vorbim de un M550 diesel care are 4 turbine, este un 3000 în linie la bază. Din câte știu, motorul ăsta a fost, bine, cel de pe F10 a fost vreo 2-3 ani la rând motorul anului diesel. A fost cel mai reușit motor făcut vreodată. Da, păi și asta spune că G-ul ăsta ar fi cea mai rapidă mașină diesel din lume, da, la ora actuală. Este prima oară când conduc o mașină din clasa G. F-uri am condus, dar G-uri nu. Mamă, și altceva, și volanul ăsta mi se pare genial. Îmi place mult ăla de la M5 care are aici și butonul ăla, are acele butoane roșii pe aici, sau nu știu cum se cheamă alea, de M mi se pare. Da. Sunt mișto. Oricum, mașina văd care scaunele de M sunt, sau care sunt ăștia? Sunt cele confort. Confort. Cu masaj, răcire și încălzire. Stai așa, să și semnalizez. Bă, ești nebun, n-au mai pus gen la semnalizare, joystick. Știi, să dai și să-și revină. Mamă, dacă de liniștit merge. Wow. Cum ți se pare mașina după atâtea luni? Adică te-ai plictisit de ea? Bă, mă recum am obișnuit. Prima dată când am luat-o, am avut un E5 înainte de asta. A făcut la AVPP cu stage 2, 420 de cai. Da. Dar nu se compară cu asta. Asta când am plecat pe la reprezentanță, da, mi-a fost frică să o bag în sport. Serios? Te mașini așa de mișto. Adică poți să mergi și normal cu ea și ai un consum de mașină de 2000 diesel sau ceva de genul, dar ea e o bestie de fapt. Da, a mers ușor, fac foarte mult navetă la Creva, da? La Creva și am undeva la 7, dar nu pot să merg liniștit, știi? Da, da, 136, da, da. Nu, dar și pe oraș? Pe oraș am undeva la 10, să zic. La 10. Da. Dar tu stai mai mult în București, nu? Da. Da, da. Bă, oricum 10 în București pentru o mașină care are probabil ce greutate are? Are vreo 800. Da, cam pe acolo, deci cam bine. Și la motorul ăsta cum e întreținerea? Păi am un service plus. Ai service plus, adică îți fac ei serviciul. În afară de cauciuc. Da. Mulți, m-am și contrariat cu mulți, credeau că dacă o cumperi nou din reprezentanță, gata, ei îți fac tot. Nu, trebuie să cumperi și un pachet, da, prin care ei se angajează ca să-ți facă și serviciul. Am impresia că opțiunea asta e făcută să-ți ducă mai repede motorul, jur. Deci să-l uzeze. Nu știu dacă să-l uzeze, dar e făcută pentru noc să se repăcărească. Da, și asta e adevărat. Nu știu, dar G-urile ăștia mi se par mult mai reușite ca F-urile. F-urile nu știu cât de reușite au fost, deoarece nu prea au rezistat. Dacă te uiți, E-ul a durat foarte mult, de exemplu, E60, E46, seria asta de E a fost mult. F-urile au fost câțiva ani și văd că au scos imediat G-urile. Bine, au fost și mai problematice. Ce dotări mai ai pe mașină, în plus? De top? Da. Am camerele de post de mașină, se arată, da, 360 pe navigație.
văd aici head-up display. Da, Kia. Da, a, Kia. E Kia aia mișto. Ia stai puțin să o și arătăm. Smart. Uitați, asta e Kia. Kia Smart, care, în care poți să și muți mașina. Am Webasto sau încălzirea auxiliară. Păi nu, că Webasto e ceva și auxiliară e altceva. Auxiliara o ajută pe asta și încălzească apa. Webasto îți bagă ea. Păi îmi bagă căldură. Da. Da, așa se numește. Da, să vedem dacă faci pasport, cred că da. Dar zic să mai scăpăm de aglomerație, că e cam aglomerat pe aici. Dar se și aude, sunetul este cu artificial, boxe, da? Da, da, asta nu e, nu, acum a fost la motorului, da. Acum e, dacă bag pe sport, bag pe sport. Da, e. Acum e în boxe. Deci dacă dăm, nu are și, cum dă de în Sport Plus? Apasă, sau? Apasă pe Sport. Da, Sport Plus. Da. Ia dăm cutia în Sport și... Mamă! Atrage bestial. Se văd cei 20, nu, cam 19 cai în plus față de versiunile anterioare, că da. M50-ul dinainte avea 381 și au mai pus o turbină. Probabil din cauza că se forțau foarte mult cele 3. Și e tare că la 2000 e cam toată puterea motorului. Da? Da, că aici sunt două turbine băgate efectiv motor și două imediat afară și două, numai de aici nuclare turbo la. Mamă, și cutia este un S-tronic? Da, e aia cutia sport ala. O dăm un confort să nu mai fie așa bestie. Trage foarte bine mașina. Deci un singur lucru, nu știu de ce a făcut. Mi se pare că acestea AC cu albastru ăsta în fundal, nu știu de ce, parcă nu e de aici. Nu, e astea sunt de pe gen, le-am făcut eu la codare. Deci sunt, aha, am sunt înțeles. De albine, acum, da. E normal, sunt negre și roșii. Dar albastru ăsta vine super tare cu cu ambientale albastre. Depinde și de gusturi. Dar nu te-ai gândit, nu știu, la banii ăștia puteai, de exemplu, să-ți iei un M. M pe bune. Știu, dar am zis că nu fac trecerea așa bruscă. Da. A fost oricum o trecere destul de mare de la X5 și la asta. Da, eu am aceeași putere. Exact. Bine, seria 5 și X5, X5-ul cum ar veni e făcut pe nu aceeași platformă, dar X5-ul este un seria 5, dar SUV. Cam așa merge treaba la BMW, dar oricum n-au treabă una cu alta. Și aia e grea, e mult mai grea, da. Și nu ai cum să faci dintr-un X să fie sportiv. Eu zic că atunci când o să iasă mașina din garanție, o să apară și facelift-ul la M-uri și vreau să-mi iau atunci. Mamă, ce e aici? Acum cum nu e aici? Nu, nu, e semafor. Nu mai sunt butoane. Nu, poți să ai aici Sport, Comfort, EcoPro și adaptiv, care are toate. Practic tot 5 butoane are. Da. Care Sport Plus nu are cum, nu are Comfort Plus. Sport Plus are doar pentru că e... Da. Dacă dăm aici pe BC, uite că... Ia să vedem... Mașina are 29.000. Mamă, dar te-ai plimbat cu ea? Un pic. Un pic mai mult? Bine, dacă zici că faci naveta, se explică. Îmi place că am modificat aici la climă, vezi, e totul e digital, numai cu ecranele mici și portocalii. Da, e pe touch. Da. Totul făcut acum, deși am făcut-o cum menim aici. Deci am pot să am, eu am luat opțiunea să pot să bag și parfum mașina în cască, da? Prin ventilație, da, pe două tipuri prestabilite. Da. Deci pot să mai cumpăr de reprezentanță altele. Cât costă un parfum? Nu știu că nu l-a schimbat. A, deci înseamnă că nu-mi parfumez așa. Aici poți să ionizezi aerul, cum ar veni. Da. Am făcut multe chestii. Și încălzeam volan aici. E foarte practic, că de obicei ele puneau după volan și, sincer, nu prea nimerei mereu, știi? Hai că s-a făcut și verde. Ăla se pregăti să întoarcă fix acum. Am intrat mult și la design, nu știu, mi se pare mult diferită față de F. Deci... Dacă o vezi din exterior, zici, da, ce au pus niște faruri triple puțin, dar interior e cu totul altceva. Numai aceeași mașină loc și cheia asta mi se pare genială, deci cheia asta e wow, e totuși, știi că e ușoară, e. Eu am pierdut una. Da? Da. Cum ai reușit? Am pierdut pe plafon. Aaaa. Am pus, am dat drumul să se răcească mașina afară și practic azi era undeva acolo și am pus-o aici și având trapa deschisă, o vedea mașină. Da. Și a mers pe ea până a căzut. Și când m-am oprit, când am oprit în fața la Brothers în Valea Roșie, am oprit pe bandă, că trebuia să mă întâlnesc cu cineva și fix când să pornesc mai mergea. Da. Imediat au făcut un accident în spatele meu și trebuia să vină poliția și trebuia să mă mașina, venea și autobuzul, nu aveam cum, a fost groaznic. Și cât costă să o cheie de asta să o faci? 35 de milioane. Ia uite, 35 de milioane așa. Asta și pentru că nu e pe casco, e pe casco doar cheia aia normală. Da. Ei mi-au dat 3 cheia aia schelet, asta smart și aia normală. Știi ce observ față de M50-ul trecut? Ăsta merge puțin mai turat și în drive. Adică mașina se turează puțin mai mult. Nu mai merge așa de subturat cum merg... E posibil să ți se pară din cauza că... Nu mi se pare, că mă uit că schimbă uneori... Zici? Da,
Uite, nu știu, mie nu mi se pare. Uite, uite, 1000 de turații. La tine la mașină acolo ai 2000 și ceva. Păi uite, dar ia de exemplu față de SEA 7000, se turează mult mai mult. Și are și și mai multe trepte, deci un motiv ar fi că are mai multe trepte odată, da. Și al doilea că al tău e seria 7 și seria 7 e pentru confort. Da, și asta e adevărat. Îmi place mult și, și direcția asta, mi se pare așa bună. Ia uite, coadă, coadă și iar coadă. Cum ți se pare sistemul ăsta audio? Care e cel mai premium la ora actuală de la BMW, da. Din câte știu. Deci am auzit, zice că se pune și pe Rolls-uri. Da, cred, cred că da. La BMW știu că e cel clasic acum. Ai după care Harman Kardon, da. Bang & Olufsen și Bausch & Lomb. Da, astea sunt. Astea sunt. E cel mai tare. Te-a costat ca și opțiune de fabrică, dacă ai de... Nu mă știu dacă 3.000 sau 5.000. Eu cred că mai mult. Undeva pe aici. Știam că 5.000 era doar Bang & Olufsen, ca și dotare de fabrică. O să vedem unde este oprești, să știi că poți, că e deja 12 minute. Oprești unde? Mi se pare un loc în dreapta, pe undeva. Sau uite aici. Ok. Hai să... A? Păi da, păi în dreapta să-i, păi nu să-i stânga. Ok, băieți, haideți că tragem aici, în dreapta, să lăsăm și pe electricul la volan. Hai să luăm și pe taicul la autură, să-l speriem. Și să vedeți că semnalizez, că mulți mă jură că nu semnalizez și mi-am pus și centura, adică sunt băiat ca lume. Oricum, mașina este o bestie, băieți, nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video și canalul lui Codrin pentru a putea vedea mai multe video-uri cu mașina. Noi mulțumim mult că ne-a dat mașina la o tură și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!